Colegiul Național Sfântul Sava este situat pe strada General Bertlo, în sectorul 1 al capitalei. Este cea mai veche și prestigioasă instituție de învățământ preuniversitar din București și a devenit un reper pentru calitatea învățământului românesc. Colegiul a fost fondat între anii 1679-1680, iar cel care a pus piatra de temelie a fost Șerban Vodă Cantacuzino, la îndemnul fratelui său Constantin Cantacuzino. Acesta a funcționat sub numele de Academia Domnească de la Sfântul Sava, în câteva camere din curtea mănăstirii Sfântul Sava, din centrul capitalei. Cu un parcurs vechi de mai bine de peste 300 de ani, Colegiul Național Sfântul Sava face parte dintre cele mai vechi instituții de învățământ din România și este cel mai vechi liceu din capitală. Mai mult decât atât, cursurile erau susținute de către dascălii greci în limba greacă până în anul 1818, atunci când, la inițiativa lui Gheorghe Lazăr, cursurile au fost mutate în limba română. Astfel, colegiul cuprindea pe la jumătatea secolului al XVII-lea trei cicluri de învățământ, umanioare, mai exact cursuri de gimnaziu cu o durată de 4 ani, de învățături complementare cu o durată de 3 ani, dar și de cursuri speciale, adică învățământul superior, cu o durată de 3 ani. La scurt timp, instituția a devenit una dintre cele mai importante academii din Balcani. Programa școlară pune accent pe formarea diplomatului și filosofului epocii. Aici studiau tineri veniți din alte 46 de școli din Europa de Sud-Est, Asia Mică, Siria, Palestina, Egipt și Constantinopol. Domnitorii care au avut grijă de această școală și au ridicat nivelul învățământului prin reformele lor au fost Mihai Racoviță, Grigore Alexandru Ghica și Constantin Mavrocordat. La 24 martie 1818, Ioan Vodă Caragea desprinde Academia Domnească de Mănăstirea Sfântul Sava și o transformă în Școala Națională de la Sfântul Sava, al cărei director urma să fie Gheorghe Lazăr. El a pus bazele învățământului superior în limba română și a întocmit primele manuale de aritmetică și trigonometrie în limba română. Astfel, din acel an, predarea s-a făcut în limba română la toate nivelurile de învățământ din școală. Între anii 1829-1834, Școala Națională Sfântul Sava a fost reorganizată de către generalul rus Pavel Kiselev. Acesta a introdus în programa de studiu și limba rusă și franceză. În anul 1836, în cadrul colegiului s-a înființat prima bibliotecă națională a românilor. În prezent, Biblioteca Colegiului Național Sfântul Sava are peste 31.000 de volume, care sunt depozitate în dulapurile proiectate de Teodor Aman, fost profesor al liceului. Tot în această perioadă, renumitul pictor și profesor Wallenstein a fondat în sălile liceului Muzeul de Istorie al Colegiului Național Sfântul Sava. Ulterior, guvernul din anul 1848 a elaborat o nouă programă școlară care proclama învățământul gratuit. Mai mult decât atât, acest liceu a fost instituția la care au învățat și predat mai multe personalități marcante ale României. Printre absolvenți se enumeră și regele Mihai I, Grigore Alexandrescu, Nicolae Bălcescu, Constantin Icie Brătianu, Ion Gheorghe Duca, Constantin A. Rosetti, Gheorghe Lazăr, dar și politicieni contemporani, cum ar fi foștii prim-ministri Adrian Năstase și Călin Popescu Tăricianu. Între paginile de istorie ale colegiului apar și alte nume importante care le-au predat elevilor și care au devenit în timp personalități de seamă cu care românii se mândresc și astăzi. Printre dascăli se enumeră Tudor Arghezi, Henri Coandă, Barbu Ștefănescu de la Vrancea, Spiru Haret, Iulia Hașdeu, Eugen Ionescu, Gala Galaction, Anton Pan, Nicolae Iorga, Camil Petrescu, George Topârceanu. În timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, mai exact în anul 1864, după înființarea Principatelor Unite și reforma învățământului, la inițiativa domnitorului, Academia s-a divizat. Astfel că secția superioară a devenit ulterior Universitatea din București, iar colegiul a luat denumirea de Liceul Sfântul Sava. Denumirea instituției de învățământ a fost schimbată de mai multe ori. Datorită lui Nicolae Iorga, școala a revenit la numele de Colegiu Național Sfântul Sava. Colegiul a funcționat sub această denumire mai multe decenii, până în anul 1944, atunci când în România s-a instaurat regimul comunist. Autoritățile au schimbat în anul 1948 numele Colegiului Național Sfântul Sava în Liceul Nicolae Bălcescu. Instituția a fost numită așa până în anul 1990. Ulterior a revenit la denumirea de Colegiu
Colegiul Național Sfântul Sava, nume pe care și l-a păstrat până în prezent. Colegiul continuă să fie și în aceste zile una dintre cele mai bune instituții de învățământ liceal din România.